În urma accidentului, mașina a fost distrusă complet, iar cadavrul era desfigurat la sosirea echipajelor, însă actele de identitate găsite lângă mașină aparțineau patronului Hexi Pharma implicat în scandalul dezinfectanților. Potrivit Digi24, ancheta accidentului în care a murit Dan Condrea a fost preluată de parchetul general. Cazul va fi anchetat de procurorul care coordonează dosarul dezinfectanților în care Hexi Pharma a fost pusă sub urmărire penală. De altfel, Dan Condrea urma ca azi să fie audiat. Anchetatorii au reușit să-l identifice pe Condrea după documentele găsite la fața locului și după declarația soției, care a recunoscut hainele în care era îmbrăcat. Polițiștii au cerut realizarea unor teste ADN pentru a confirma 100% că persoana care și-a pierdut viața în urma accidentului este patronul Hexi Hexifarma. Astăzi, legiștii vor face necropsia. Culmea, Dan Condre a renunțat exact în ziua accidentului la bolidul pe care îl conducea regulat și a condus o mașină care era înregistrată pe numele tatălui său și care a fost achiziționat în urmă cu o săptămână de patronul Hexifarma. Astfel, printre ipoteze, pe lângă o posibilă ucidere din cauza presiunii la care a fost supus, se numără și filajul din partea autorităților care l-a condus la moarte. Tot un caz de sinucidere, dar determinată. Firma Hexifarma, implicată în scandalul dezinfectanților, este urmărită penal în dosarul deschis la parchetul general. Acuzațiile sunt zădărnicirea combaterii bolilor și falsificarea de produse. Hexifarma a cerut intrarea în insolvență pentru o datorie de aproape 23,5 milioane de lei. În același timp, firma are facturi neachitate de milioane de euro către două offshore-uri din Cipru, care ar fi fost controlate tot de Dan Alexandru Condria.